Descălecare, da, da, vin aici și stai dincolo. Descălecare de succes pe canalul Stipoc, la kilometru 4, de pe brațul Chilia, o zonă superbă, cu floricele, avem aici și lemne, și mac, avem acești minunați scaieți, mărăcini, care mie îmi plac foarte mult. Cred că sunt, am putea să-i numim mărăcinii fucsia. Așa. Ăștia-s puțin ciuguliți de nu știu cine. N-are importanță. Uite, asta de exemplu e frumos. Am pus un apel. Și atunci vom face o partidă de pescuit de seară aici, la Abiba, în Roșioară. Trebuie să mâncăm ceva, în primul rând. Cred că și niște obleți o să prind. Uite, se vede ceva pe acolo, cred că ceva alevini. Numai aici a fost canalul Stipoc. E doar ce a mai rămas. Adică, vii din brațul Chilia, să-mi zici dacă vrei să te țin. Și se merge, se trece de canalul Pintilie și unde se face dreapta către Șontea Nouă, s-a terminat, de ce nu mai merge înainte? E colmatat total, adică e uscat, nu e colmatat, e pământ. Asta înseamnă că să fârși, da, să fârși. Mai încolo vorbim de altă bucată de Stipoc, dar aici nu se mai poate trece înainte, paralel cu digul Stipocului. Noi am venit despre Șontea, despre Șontea, Șontea Nouă. Cam asta e. Mă duc să car și eu câteva bagaje ca să n-am probleme, să nu dorm afară. Pe 5 iunie 2020 am dormit o noapte pe canalul Stipoc. Apa tulbure, pește foarte puțin. Am prins o plătică, un avat cât palma și o roșioară. Am încercat și cu momele naturale și cu artificiale. Vreo 3 grupuri de pescari, grupuri mari, Buzău, Prahova și Argeș. Am dormit foarte bine. Canalul încă e sălbatic, nu se cunoaște mâna omului, e plin de floricele galbene, lemne. Câte vrei, tufe din astea tăiate pentru animale iarna, cum se taie aici pentru oi. Și cam atât. Deci, recapitulez. 5 iunie 2020 pe canalul Stipoc, la câțiva kilometri, vreo 3 kilometri de la intrarea din brațul Chilia. Nu, să ieșim în Dunăre întâi, pe stânga, Cică, dincolo e Ucraina.